Că dumneata nu ești noștri. Nu am avut și nu am niciun cont în nicio țară, în nicio valută. Da, te rog. Să le spună la incurpatul Ceaușescu Nicolae, contul de peste 400 de mii de dolari. 400 de milioane. Milioane de dolari din Elveția. Ce cont? Pe numele cui este și cui apare. Ce cont? Ce cont? Ce cont? Contul de 400 de milioane de dolari au spuse, depuse la băncile din Elveția. Să se aducă dovadă. Unde? Dovadă. Dovadă. Da. Nu se aducă și dovadă. Nu există niciun cont a nimănui. Și ceea ce arată cât de fals și ce provocatori sunt cei care au făcut lovitura în cele acestea. Îți place foarte mult să folosești de vezi, vezi, vă spune. Vă rog să consemnați. Vă rog să consemnați. Vă rog, nu, ca cetățen, n-am terminat. Nu recunosc să fi depus eu sau altă persoană în numele meu sau a familiei mele. Niciun dolar. Niciun dolar la o bancă străină. N-am dat declarație. Îți spun ca simplu cetățean, da. Ce minciune, ce falsitate. Falsitate. La fica dumitare s-au găsit suma de 90.000 de dolari. Iar pe cetățeni care aveau un dolar, îl trimitea în judecată. Ce fascinare! Suntem la aceste 400 de milioane de dolari. Vă rugăm să întrebați inculpatul. Dacă nu aveți închis vreun cont și nu există pe numele domniei sale, de pline domnia asta și poate că nu a existat, dar dacă totuși contul există pe numele domniei sale, este de acord să declare că îi lasă să vină în țară pentru statul român? Ai înțeles? Aceștia? Să vină în țară pentru statul român, în Banca Națională. Vom discuta. Nu, acum să ne răspunde dacă acei bani pot să fie remiși statului român. Nu este, dar pentru dumneavoastră, ca simplu cetățeni să știți. Nu, noi suntem tribunal, nu suntem simpli cetățeni. Nu vă recunosc. Noi avem calitatea de tribunal. Nu vă recunosc ca cetățeni. Că dumneavoastră noi să nu am avut și nu am niciun cont în nicio țară, în nicio valută. Nu am niciun cont de pus în valută în nicio țară. Domnule președinte, dacă acest inculpat paranoic nu mai are niciun cont, să încheiem și noi conturile, că el se pare că nu ne putem înțelege. Vă rog să procedeți la ascultarea inculpatului Ceaușescu. Mai aveți de pus întrebare, că Ceaușescu nu mai are. Ce voi trimite o judecată pentru insultă. Dacă este nează să avem ca să facă procesul. Cel care zice că ar fi procuror, te voi trimite în judecată pentru insultă. Da. La comisia de judecată. Și la comisia de judecată. Da. Și o să-l judece. Asta e adevărată judecare. În rândul muncitorilor, la comisia de judecată. Da. Vă dă la locul de muncă. Dacă în episodul trecut am vorbit despre ce salariu avea Nicolae Ceaușescu și am văzut că avea cel mai mic salariu de președinte din lume, astăzi vorbim despre carnetele de cecuri ale familiei Ceaușescu, care au dispărut atunci când au schimbat mașinile și au renunțat la elicopter. Câți bani avea Nicolae Ceaușescu în conturi în 1989? Aveau pe numele lor niciun ban. Aveau carnete de cec doar pe numele copiilor și pe a nepotului. Este cunoscut faptul că s-a făcut o expertiză contabilă, iar specialiștii au încercat să afle de ce bunuri s-a bucurat fiecare membru al familiei Ceaușescu. Anchetatorii au investigat și conturile deținute la cec de către membrii familiei Ceaușescu. Elena și Nicolae Ceaușescu n-au avut bani la cec, aveau însă copiii. Petre Gigea, care era consilierul personal al lui Nicolae Ceaușescu în anii 80 și a fost și ministru de finanțe, a spus că Nicolae Ceaușescu avea un salariu de 16.000 de lei, din care în fiecare lună depunea 5.000 de lei pe carnetele de cec ale copiilor. Fiecare copil avea economii potrivit investigatorilor de peste 1 milion de lei. Singurul care a declarat în conturi
care a declarat conturi în străinătate a fost Valentin Ceaușescu. A declarat că are 1000 de lire sterline de la o bancă din Londra, Midland, și 1500 de mărci la Deutsche Bank, sucursala din Frankfurt. Banii găsiți la cec în 1989, Nicu Ceaușescu, pe numele lui erau 1.223.873 de lei, Valentin Ceaușescu 1.223.873, deci aveau aceleași sume de bani, iar Zoia Ceaușescu avea un pic mai mult, 1.450.020 de lei. Fostul șef al gospodăriei Radu Burciu a declarat anchetatorilor că alimentele familiei Ceaușescu valorau 160.000-180.000 de lei lunar. Ce se mai spune despre aceste carnete de cec în valoare totală de peste 3,5 milioane de lei, echivalentul a 50 de autoturisme Dacia la acea vreme? Carnetele completate pe numele celor trei copii ai soților Ceaușescu se aflau într-o mapă de care avea grijă una din gărzile de corp, capitanul Marian Rusu. După despărțirea de Rusu, mapa cu cecurile cu tot a rămas la Rusu, care a predat-o ulterior organelor abilitate. Apoi mai e misterul pachetului voluminos și greu, după cum își amintesc martorii oculari, care a fost pus la sălcuța în portbagajul Daciei conduse de doctorul Nicolae Decă. După 35 de kilometri la Văcărești, ceaușeștii s-au mutat în altă Dacie, dar pachetul a rămas în portbagajul lui Decă.